Inima de piatră. De ce s-a îndepărtat inima ta de Domnul care te-a creat cândva? De ce nu vrei să fii supus îndată Dumnezeului din slavă? De ce inima ta s-a murdărit cu păcatul care te-a acoperit, lăsând să cadă peste ea noaptea neagră și grea? Ai uitat că ți-ai fost spălat și cu haine albe îmbrăcat, iar Duhul Sfânt mintea ți-a schimbat ca să nu mai fii condamnat? De ce, dacă tu ai cunoscut, te-ai lăsat amăgit în ascuns și n-ai văzut de calea lui Dumnezeu privind lumea din jurul tău? Ai uitat că și tu ai devenit un copil nou, blând și smerit. Ai uitat pe Dumnezeul tău trăind o viață cu evlavie în jurul tău. Inima ta n-a mai cunoscut glasul Domnului Iisus și te-ai bazat pe puterea ta, luptând cu lumea aceasta. Dar lumea te-a învins, căci tu nu ai fost pregătit. Nu te-ai lăsat la îndemâna lui Dumnezeu ca să te prelucreze Duhul Sfânt. Și uite așa, inima minunată a ajuns să fie o inimă de piatră. A ajuns încet, încet să se depărteze de Dumnezeu, nemai cunoscând pe Fiul Său. Ai ajuns într-o stare degradată, nemai putând face față, și atunci când vrășmașul a lovit, pe loc te-a biruit. O, dar speranță ar mai fi, dacă tu la Domnul vei veni. Vei veni cu inima ta de piatră și cu a ta povară ce te apasă. Dacă tu vei coborâ înaintea sa, lăsând povara cea grea, Dumnezeu poate din înălțimea sa ar privi cu milă spre inima ta. El te va descătușa de povara cea grea, El te va elibera de inima ce ai avut-o până acum. Dar un lucru să nu uiți: Dumnezeu a plătit pentru viața ta. Urmează-L pe Cel ce te-a creat, căci la urmă nu vei fi condamnat. Domnul se va îndura doar că căiește-te înaintea sa și apoi urmează pe Dumnezeu așa cum scrie în cuvântul său, căci oricât ai încerca cu inima de piatră nu vei putea să reziști pe calea îngustă, pe care este mare luptă. Nu mai sta așa, dragul meu, tu ai cunoscut pe Dumnezeu, tu știi cum te-a salvat și cum în viața ta El a lucrat. Tu cunoști puterea lui Dumnezeu pe care a avut-o în cortul tău, dar fiindcă nu ai vecheat, inima ta de El s-a înstrăinat. Ce este de făcut, dragul meu, cu inima de piatră din trupul tău? Ce crezi că este de făcut oare cu inima ta tare? Tu cunoști cuvântul lui Dumnezeu? Tu știi mai bine ce trebuie făcut, dragul meu? Tu vezi că și nimic nu merge în viața ta de când împiept inima de piatră aceea grea? Dar soluția este la îndemâna ta. Fă ce trebuie făcut acum. Scapă de inima din pieptul tău și vino la Dumnezeu. Vino și te va ridica acolo unde ai fost cândva. Dar adu-ți aminte și nu uita să nu se mai împietrească din nou inima ta.